Fui. Da. Și o să pun pierd. Tu dă pui pentru așa mai avem coplete. Ce mai avem dintr-un pierd? Nu e foarte mult. Ai zis pentru supă, zice ceva. Nu, pentru supă, ziceam pentru pilaf. Deci e vrut să ai alba mea. Și ce să mă să facem pilaf cu legume. Sau să facem puiul ăla la cuptor. Că ne-a adus cuptor. Mai bine fă puiul la cuptor, că mâine vreau să țin la post. Da. Ai mâncat? Nici eu. Nici eu. Păi când să mai mănânci? Vei trezi la 11:30. Hei, vezi cum am trezit la 11. Hai bine, la 11, cum zici, da. Tu la cât ai trezi? A, nu. Păi și de ce n-ai mâncat dacă te-ai trezit la 9? Păi m-am trezit, mi-am făcut cafeaua, am fumat o țigară, pe aceea m-am apucat de fiare. S-a făcut la 10, m-am apucat de fiare. Am început să termină fiarele. Păi da, ți-e și rău. Cum e rău? Păi nu-mi e rău. Dar ce-mi zici de câteva zile încoace? Că ești nu știu cum, că nu știu ce. E vorba de amețeală, nu de... Păi e amețeală, nu înseamnă tot o stare de rău. E tot o... Te trezești, bei cafea, nu mănânci, fumezi. Da. Îți consumi energie. Păi sunt scârbit de salamuri, de treacuțini, nu știu ce să mai mănânc. Mă uit în frigider, mi se face rău. Mănâncă fructe. Ce fructe? Mănâncă portocale. Mere. Păi și tu omletă dimineața, niște brânză, ceva, niște roșii. Păi mă, de astea mănânc majoritatea timpului. Mănânc salamuri și nebunie.